Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru că internetul ne influențează tot mai mult viețile în fiecare zi și nu numai rețelele de socializare, ci iată că și de câțiva ani încoace review-urile, rating-urile, recenziile pe care le lăsăm cu toții pentru, în special, industria Horeca, fie că sunt unități de cazare, restaurante mici. Eu, în general, la hoteluri las recenzii. Și la restaurante, dacă lucrurile sunt la excepțional. Nu, da, trebuie să recunoaștem că am ajuns să ne ghidăm după aceste recenzii. A, da, iau decizii ori în funcție. De câte ori luăm decizii. Adică eu unul nu mai calc într-un restaurant dacă n-am fie o recomandare umanoidă de la un apropiat, aia o pe care stai întotdeauna, că știu și care e gustul omului. Pentru că nu sunt relevante chiar de fiecare dată recenziile astea. Se întâmplă uneori să te duci undeva la pomul lăudat și să nu fii cât de încântat te-ai aștepta, dar măcar știi că sigur nu o să o dai în bar. Adică dacă un restaurant are câteva sute de review-uri, de exemplu, și are peste nota 4,3-4,4, sigur nu o să mănânci rău acolo. Okay. Poate nu o să fie chiar pe placul tău. Dar ideea e că se ajunge la... adică situație complet scăpată sub control cu recenziile astea. Și avem un exemplu la limită din Thailanda, unde un cetățean britanic este pe punctul de a fi încarcerat pentru 2 ani, pe motiv că a dat review-uri negative mincinoase. A dat ostea unui restaurant în Thailanda. Da. Omul a vrut, de fapt, să se răzbune. Așa. Că și astea, acum a devenit o armă, știi? Recenzia. Ce făcea? El trecea în fiecare zi în drumul spre casă, a găsit o scurtătură prin cârciuma unui italian. Și-o lua pe acolo. Azi așa, mâine așa, la un moment dat ăla s-a însemnat că îi tot trece ăsta pragul. Îi face cărare. Și traversează cârciuma. Și a zis, măi, cum e tragi? Nu ciugulești ceva de pe la noi? Sau... ăsta nu, el își vedea de drum. Și omul i-a zis, bă, tati, dacă nu ai treabă la noi în restaurant să consumi ceva, te rog eu frumos, vezi de mers și nu mai tăia pe la noi prin cârciumă. Și băiatul, 21 de ani, puști, poți să-l consideri, s-a răzbunat și a dat review-uri de astea. Și ăsta a scăzut ratingul de la 4,8, cât avea el inițial. S-ar fi încadrat pe gustul tău. La 3,1. Bă, ceea ce te poate nenoroci în business-ul ăsta, știi? Că tu, dacă intri și te uiți și vezi că un restaurant are 3,1, nu e cal și mai apropii. Categoric. Sigur. Adică nu îi mai dai nicio șansă. Sigur, poate nu toți dintre noi ne uităm la recenzii când păi și la reclamă la poliție, înțeleg că riscă totuși, e pe bune, adică nu... E pe bune dacă ea nu prea se joacă. Aia, în partea de lume acolo, în Thailanda, au multe pedepse de-astea severe, în fel de fel de situații. Sigur, pe asta n-ai vedea-o venind, știi, că ai dat o recenzie tu de-astea și ajungi pe la închisoare. Pe de altă parte, sunt curios dacă printre ascultătorii noștri sunt dintre aceia care oferă review-uri bune sau rele în funcție de ce au mâncat, ce au văzut, dacă, uite, unde au stat, Vlad, și așa mai departe. Vlad se ocupă de chestia asta. Vlad lasă mereu recenzii la cărțile care îl impresionează. Eu mărturisesc că sunt leneș. Și de multe ori zic, mamă, o să las și o recenzie, dar după aia, zic, las că îi dau acasă, mai iau cu altceva și uit. Dar de folosit le folosesc. 0728 3132. Spuneți-ne cât de mult vă influențează pe voi notele astea pe care le au diverse restaurante, magazine, hoteluri și așa mai departe. Pe internet. Când vă alegeți ce mâncați, unde vă cazați și așa mai departe. Între timp l-am sunat pe Marius Tudosiei de la Băcănia Veche, fiind curios să aflu dacă în România contează, sau românii pun preț pe review-urile acestea și dacă un business în România poate fi influențat de un review pozitiv sau negativ. Bună dimineața, Marius! Neața! Bună dimineața! Salutări! Tu ai ce review-uri ai pentru afacerile tale? Uite, chiar nu m-am uitat așa în ultima vreme, dar cred că suntem undeva 46, 47 pe acolo. Bombă. Dar nu știu ce să zic. Trebuie să recunosc că noi acum trăim realmente sub o dictatură a review-urilor și recenziilor online. Și lumea e cumva împărțită între ce a trebuit să faci de fapt și să-ți canalizezi toată energia și creativitatea într-o direcție legată de main business-ul tău. Pe de altă parte, trebuie să-ți aluci o mare parte din energie și tratării acestor review-uri.
care, și eu nu degeaba am spus de dictatura recenziilor, totul se poate sfârși într-o perioadă foarte scurtă de timp pentru un business, inclusiv în România. Review-urile îți influențează foarte tare traficul, calitatea oamenilor și mai ales atitudinea cu care oamenii vin la tine, mai ales într-o zonă oarecum neutră. Pentru că dacă tu o să fii la 3 stele din 5 și livrezi unora care poate și asumă sau nu se uită la review-uri și note, le livrezi o experiență foarte bună, o să fie o mega surpriză, pentru că oamenii au să simtă nevoia să facă un review, văd că tu ai avut 3 stele, bang, surpriză, ia uite-mă, unul de 3 stele. Noi am avut surpriza asta pentru că avem un sistem de analiză a recenziilor, astfel încât să ne putem ghida. Pe de altă parte, dacă ești în zona asta un pic foarte grea în care suntem noi, adică 4-5-4-8, asta e zona cea mai riscantă, pentru că oamenii vin cu niște așteptări foarte mari, fără să se documenteze foarte bine despre nișa pe care ești tu. Și vin cu niște așteptări ca și cum ai fi de 3 stele Michelin. Come on guys, nu e chiar așa. Oamenii apreciază niște lucruri pe care poate voi nu sunteți pregătiți să le apreciați. Adică, nu știu, poate că ospitalitatea echipei sau poate că... detalii, te referi fix la detalii. Țină, da, da, pentru că... cont neapărat de decor. Habar n-am. E o zonă foarte tricky și foarte greu de diluit. Nu, și trebuie pus în context, cum îi place lui Vlad să spună. Știi că dacă tu te duci la un hotel de 2 stele, îți dau un exemplu, care are review-uri excepționale, asta nu înseamnă că e un hotel de 5 stele, da, e un hotel de 2 stele care la nivelul lui e corect. Asta zic. Trebuie să știi exact, pe de-o parte, unde te duci. Sunt, de exemplu, oameni care vin și ne reproșează că avem meniu prea scurt. Avem 6 antreuri, 6 meniuri, 2 deserturi pe meniu fix, plus o tablă în fiecare zi schimbată cu chestii de sezon, lucruri pe care le facem noi, producători mici, catch of the day, lucruri de felul ăsta. Nu poți să vii într-un loc care de când s-a deschis de 3 ani își promovează meniu scurt, sezonal, local și să te plângi că n-ai ce să te alegi de mâncare. Adică trebuie să te documentezi un pic înainte. Și de asta spun că e ușor discreționară povestea asta, pentru că uneori este de o nedreptate crunt. Adică eu dacă n-aș avea atâta experiență, că totuși sunt din 2010 în povestea asta și cu prăvălia noi am trecut prin niște crize foarte ciudate. Oameni care, de exemplu, își luau niște legume care nu țineau 2 săptămâni și ne dădeau o stea că s-au stricat salatele după 4 zile. Păi, că îi luau la pachet. Nu, ei și vând produsele genul ăsta. Își cumpărau din prăvălie. De la băcănie. Păi, guys, sunt niște legume nestropite, nestimulate, fără gaz inert, ambalate. La ce te aștepți? E o mâncare pe care trebuie să o consumi foarte repede, pentru că, și atunci trebuie să te documentezi, să știi în ce context este. Da, dar mă surprinde ce ai spus cu meniul scurt, că în general am crezut că oamenii au început să aprecieze că nu mai sunt meniuri precum cartea de telefon. Că uneori, știi, acum după ce am descoperit și noi ce înseamnă o cârciumă și ce înseamnă mâncarea mai bună și așa, gândindu-mă retroactiv, nu, mi-e greu să înțeleg cum făceau oamenii, cum gestionau aprovizionarea, știi? Aia care aveau un meniu, practic, toate tipurile de carne, de la iepure la rechin și de la mistrez la purcă. E foarte greu și, de principiu, numărul congelatoarelor trebuie să fie dublu față de numărul frigiderelor. Și o descurci așa, cu multe chestii prefabricate și nu neapărat prefabricate de tine. Meniurile lungi sunt de regulă în zona pe care eu o denumesc așa poetic Defrost Fry Cell. Corect, da. Că practic trebuie să vă gândiți voi, clienții de astfel de cârcium, că vi se servește o mâncare decongelată rapid și gătită la fel de rapid. Între timp să știi că m-am uitat pe valorile tale, pe TripAdvisor ai 4,5 și la unul dintre livratorii tăi
Din 286 de recenzii ai 4,8, ceea ce înseamnă că te califici. Felicitări! Ești bun! Băi, da, dar să știi că, uite, tocmai ne-o luăm pentru... adică sunt niște chestii pe care oamenii... și nu e vorba doar de mine. Sunt foarte multe cârciuni din acea mici care nu au cum să livreze mâncarea extrem de rapid. Ăsta e un lucru pe care oamenii îl reclamă cel mai des în ceea ce ne privește și în general în ceea ce privește cărțile mici. Nu, a venit mâncarea greu. Păi, pentru că mâncarea aia trebuie făcută. Și transportată ulterior. Se exprimă oameni care, sunt de mai mult timp în industria asta, cum e Oana de la Brașov, care e foarte plastică în momentul în care le explică oamenilor că n-au dreptate cu asta, că nu ajunge mâncarea repede, că nu este mâncarea repede din bucătărie. N-ai cum să-ți iasă mâncarea, oricât de pregătirea îi face înainte, să-ți lași destule etape, astfel încât oamenii să poată simți gustul autentic al mâncării. Noi nu mizăm pe rapiditate, că nu suntem fast food, ne-am fi deschis din alea, drive-thru. Cum ar fi, Băcănia drive-thru. Dai comandă și până ai ajuns pe colțul celălalt, hap, ți-a ieșit mamăliga cu ciupete. Asta înseamnă că aia trebuia să fie făcută dinainte. În timp ce, inclusiv pentru mămăligă, la un moment dat m-a întrebat ceva punctual. Bă, dar și o mămăligă durează mult? Păi durează mult pentru că noi avem o bază de mămăligă pe care, în funcție de nevoi, o transformăm. Îi mai adăugăm un pic de lapte, îi mai punem un pic de smântână, mai radem niște brânză în ea. Cert e că sunt foarte multe detalii care contează și, uite, până la urmă, îl fac pe cel care vine să cumpere de la voi să ia o decizie, uneori în cunoștință de cauză, alteori nu. Marius, îți mulțumim tare mult pentru că ai fost cu noi în dimineața asta și ne-ai explicat câteva din lucruri. Da, ne-ar fi plăcut să mai vorbim, dar nu... Avea un sfat pentru cei care au restaurante, prăvălini și alte locuri care primesc review-uri. Acționați butonul Report Review. Pentru că unele sunt atât de nedrepte încât merite raportate. E, lasă că pe de altă parte înțeleg de la ascultătorii care ne scriu mesaje în timpul ăsta că sunt și multe review-uri cumpărate, adică se practică și asta și cu review-uri pozitive. Acum deschizi alt subiect. Pentru că dacă ai notă bună, dacă ești în centru cum suntem noi lângă Piața Romană, nota bună se aduce trafic accidental, care se uită pe hartă, intră la tine. Sunt foarte multe mesaje. Marius, mulțumim. Sunt foarte multe mesaje, așa cum ne așteptam, și în general oamenii, da, recunosc că se iau după recenzii și mulți dintre ascultătorii noștri și lasă, nu mai avem timp acum să citim prea multe mesaje. Un sfat personal, dacă vă luați după recenzii, în primul rând uitați-vă să fie suficient de multe, adică să fie relevant de multe recenzii, nu să fie 5, 6, 7, 10. Și în al doilea rând, încercați să citiți textele scrise de cei ce lasă recenzii la extreme. O să aveți de multe ori surpriza ca la o stea, să găsiți motive de genul livratorul a venit prea târziu sau pachetul a venit mototolit, care n-au legătură cu produsul în sine. Da, sau la hotel ai șansa să găsești că doi clienți care erau în același timp cu tine acolo trânteau ușile peste noapte. Exact, da. Și sau că, da, într-o noapte unii au făcut scandal în hotel și el a fost la recepție și nu s-a întâmplat nimic sau că i-a căzut para de duș, știi? Mulțumim pentru toate mesajele pe care le-ați trimis pe acest subiect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.